Apropo, ce părere ai de gestul lui Florinel cu selfie-ul cu telefonul fanului din Amoviști? N-am văzut fază. Da, cum? A aruncat un suporter cu telefonul spre el, a căzut telefonul la vreun metru, doi de el, l-a luat Florinel, m-ai înțeles, s-a uitat, a început să râdă și și-a făcut selfie. Da? Da. N-am văzut că eu stau cu spatele. Da. Eu stau cu spatele. A, am înțeles. E Gianni Chiriță în studiu, a zis Gianni, dacă îl prindeam noi pe Florinel, 10 selfie făceam pe vremea noastră. Da, Gianni e prietenul meu. Salut, Gigi, și te pup, Gianni. Da, știți ce se întâmplă? Da. Leaturile astea din urmă cu vreo 7, 8, 10 ani de zile, da, ăștia nu poți să le spui jucători. Ăștia trebuie să le spui fotbaliști. Pentru că toată lumea pe timpurile lor aștepta derbiul Steaua Dinamo cu mare drag și cu mare ambiție. Adică să mai și băteau pe teren. Dar aia era ambiția, care să câștige și cum să câștige. Bravo lor, nu cred că mai vedem așa ceva. Dar eu, dacă spui că Florinel a făcut chestia asta, e un gest frumos. Nu a făcut să ia telefonul sau să-i arunce sau ceva. Să-și facă un selfie frumos. Da, nu, chiar l-a dat frumos înapoi, să știi omul, civilizat. Dar mă auzi, zice Gianni, mai avea el timp pe vremea noastră, Florinel, să-și facă el selfie-uri. Da? Pe gard era direct, dacă își făcea ce ne lua la mișto, făcea Gianni. A? Alo! Da. Da, așa este. Și jucătorii noștri la fel, făceau și ei la fel. Dar e bine că au rămas lângă echipa lor preferată și mai ales Gianni, care sperăm Gianni să revină, sperăm să revină acele vremuri în care voi și noi, voi ca suporteri și noi, pregăteam meciul ăsta Dinamo Steaua cu două săptămâni înainte. Sperăm să redevină acolo unde e locul, de fapt, acestui derby. Eu, de exemplu, eram cel mai fericit, ieșeam și special ultimul, ca să mă înjurați. Eu mă hrăneam cu asta și, pe urmă, galeriile între voi, vă aruncați acolo niște cuvinte frumoase, dar cred că asta era farmecul. Că n-am înțeles, tu ce făceai? Intrai înainte? Ultimul. De ultimul de ce? Intra ultimul ca să-i întărât, înțelegi? Și le arătam niște gesturi frumoase pe care mi le asum și respectul... A, și tu intrai intenționat ultimul să-i întărât, să te înjure galeria? Da, și le arătam niște semne astea frumoase, ei mie, galeria noastră lor și uite așa, derbiul ăsta era în flăcări. Așa este, corect. Dar respectul, să știi, uite, respectul este în continuare la fel. Merg pe stradă, fanii FCSB, steliști sau nu mai contează care sunt, să știi că au același respect pentru mine. A, sunt convins. Serios, da. Nu, sunt fel convins. Pentru că erai bărbat. Eram în teren acolo, eram între noi, era frumos.